Acum, după o perioadă de relativă de când ați fost îndepărtat de la putere, ce vă pare mai favorabil Moldovei? O democratizare lentă, fără mafioți la putere, sau o eurointegrare cu orice preț, cu prețul mafiotizării totale a Moldovei? Revenirea comuniștilor la guvernare, asta nu înseamnă democratizare lentă sau europenizare lentă. Este așa ușor să te uiți într-o parte și să dai aprecieri. Mie nu mi-a fost nici mie ușor să iau anumite decizii. Și apropo, cu îndepărtarea de la putere, este așa cum să vă spun, o declarație așa mai... Noi suntem în continuare responsabili de actul guvernării în Republica Moldova. Este adevărat, nu în calitate de sau nu în funcție cu responsabilitate administrativă directă, dar în calitate de președinte de partid, împreună cu colegii din partid, avem responsabilitatea prin ceea ce face guvernul, prin intermediul colegilor delegați, colegii din Parlament și așa mai departe. Bine, statul mai este captorat sau nu? Statul are instituții nefuncționale, unele din care trebuie să fie reformate foarte rapid. Și eu Aceste vreau să vă instituții spun, sunt nefuncționale pentru că sunt capturate sau din alte motive? din cauza că a fost și rămân a fi Nu. până la proba Dați să contrară sub influența reformulăm politică. atunci. Deci, dumneavoastră credeți că este o noțiune adecvată Nu cred. această. Nu cred că Ori este o statul... metaforă pe Nu, care. eu cred că este mult prea mult spus. Stat capturat. Când statul Republica Moldova sunt instituții care nu sunt funcționale și sunt sub influență politică, este adevărat. Cea mai mare problemă, dacă e să mă întrebați care este la ora actuală, este sigur problema justiției. Până când justiția nu va face dreptate, noi vom avea grave probleme. Bine, Cu toată dar. viteza care o vom avea în procesul de integrare europeană. Doi, vreau să vă spun că dacă este să vă uitați atent la acordul de creare a coaliției pro-europene, o să vedeți foarte multe lucruri care sunt reprezentate acolo, inclusiv și ceea ce ține de reformarea instituțiilor. Deci discuțiile au fost nu superficiale, au Mai fost există foarte acolo un serioase. punct foarte interesant, domnule Filat, că vă asumați responsabilitatea, toate partidele care au semnat acest acord, vă asumați responsabilitatea de a nu scoate în public problemele interne ale coaliției și de a nu acuza un partener sau altul de coaliție. Bine, sună un pic altfel, dar aceasta este ideea. Și acum mă întreb, atunci când dumneavoastră spuneți că stat capturat este o frază mai puțin potrivită, sau nu mai putem vorbi despre faptul că Republica Moldova este capturată. Este rezultatul acestui articol din acord, potrivit căruia nu puteți vorbi Ei, deschis. nu simplificați așa de mult, pentru că noi totuși vorbim despre lucruri serioase acum și nu vorbim despre metafore sau despre că unul a făcut o declarație care trebuie să o urmărim mai Lumea vă departe. întreabă dacă ați cedat sau nu. Când vă spuneați una, Nu acum am nu mai avut spuneți acest lucru. situații în care să cedez, Natalia. Eu am avut o situație în care să aleg între a oferi timp Republicii Moldova pentru ca să-și atingă obiectivele. Nu Partidului Liberal Democrat din Moldova și nu mie personal. Dacă ar fi fost să merg după interesul meu personal, sigur mă duceam în alegeri anticipate. Însă, am avut să alegem între a arunca statul Republica Moldova în alegeri anticipate, fără niciun fel de perspectivă de viitor, fiindcă aici nu este vorba că vin comuniștii la putere sau se păstrează actuala formulă de guvernare Republica Moldova. Aici alegerea este mult mai complicată. Încotro va merge Republica.